Stimați telespectatori, astăzi vom face o călătorie prin comuna Voluca, raionul Hlibuca, localitate cu vechi tradiții, gospodari harnici, talentați, iscusiți, cărora le-a mers vestea departe peste hotarele Bucovinei. Cu frică de Dumnezeu în suflet, ei mențin aprinsă candela credinței în Sfânta Biserică a lui Isus. Ca dovadă acestui fapt a fost și evenimentul religios organizat săptămâna trecută, adică sfințirea capelei cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, construită din inițiativa vrednicului enoreaș Nicolae Paulenco. Slujba de târnosire a noului lăcaș de rugăciune a fost săvârșită de protopopul raionului Hliboca, Ioan Gorda, împreună cu protopopul raionului Nouă Sulețe, Gheorghe Moroz, fiind înconjurați de un sobor de preoți, unii sosiți chiar din România. Evenimentul acesta este unul foarte frumos și important pentru noi toți. În decursul veacului, de câte ori s-a fi ridicat un lacaș sfânt, o capliță, o troiță, de unde era bucurie pentru sat, pentru creștini. Și sigur, această familie care s-a stăruit și nu din așa din îndemnul lui Dumnezeu, Sfânta Treime l-a îndemnat pe el și Maica Domnului, ca într-acest loc, el, cum am vorbit cu domnul Nicolae, a visat. I s-a apărut și în față i-a apărut o bisericuță aici, pe acest deal. Vorbind cu el, a spus: părinte, o să fac tot posibilul ca să fie această capriță ridicată aici, pentru că Dumnezeu mi-a arătat că trebuie să fac așa ceva. Și iată, după o trudă și o osteneală pe care a avut-o el și a depus multă trudă, osteneală, încercări multe, s-a săvârșit această sfântă capriță. Un loc care nu aduce folos material, ci duhovnicesc. Unul zidește, face o magazie, altul face ceva altceva ca să fie un venit. De aici vin nu poți să ai niciodată, decât nu mai veni sufletesc. El n-a făcut pentru a să aduce ceva material în casă, bogății, ci pentru ca fiecare care va veni aici, se va închina, să relaxeze în rugăciuni și să vadă pe Dumnezeu. Că deci aici, dacă priviți cum o Părintele Gheorghe, vezi și Voloca, vezi și Corovia, vezi și Valea Cosmin, tot împrejur se vede aici. Când vin în satul Voloca, când te duci din Voloca, această căplicică ne binecuvintează și o frumoasă mereasă care mai ales noaptea când o vedeți, cei care nu cunosc și nu știu noaptea, se luminează foarte frumos aici și minunea pe care prima lumină a fost aici când s-a simțit un foc mare, care l-a văzut și l-a fotografiat în fotografii, s-a ridicat la cer de aici, de pe locul acesta. Asta a fost o minune mare. Asta o, cred că așa s-a rânduit bunul Dumnezeu. Desigur, închinăciune și mulțumire acestei familii care, cu trudă osteneală, și numai el știe câte încercări le-au, câte bariere le-a trecut el, pentru a face un paraclis, o biserică mai ales, este nevoie de multă trudă și multe obstacole trebuie să le treci, multe pentru că multe încercări sunt. Din partea a protopopiatului Hliboca, vreau să-i mâniz o foaie de recunoștință lui Nicolae Paulenco, fondatorul capeliței Sfântul Mucenic Gheorghe din satul Grușăuț, în semn de prețuire și stăruințe și trude depuse spre întărirea credinței strămoșești a Sfintei Biserici Ortodoxe și într-o slava Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos. Deci primiți acest ca să aveți în amintire. Deci, încă o dată, îi mulțumim acestei familii, Nicolae, care a făcut așa de frumos caprița aceasta. Rămânem uimiți de ceea ce s-a putut face aici în acest scurt timp. Fără ajutor din partea unor organizații internaționale, a fost pur și simplu înălțată din dragostea față de Dumnezeu pentru păstrarea credinței strămoșilor care au trăit pe aceste binecuvântate meleaguri. Cucenici, părinți, dragi făriști, frați și surori și toată lumea și dragă familie, al domnul Nicolae, titor acestei capliți paraclis, noi sperăm că în viitor o să fie și câte o slujbă, poate, dar cu binecuvântarea înalt preasfințitului, Vladica Onufrie, a luat întemisul părintele paroc Dumitru și aici poate să fie și câte o slujbă. De ce putem spune că poate să fie și paraclis? Iacă, într-această frumoasă, binecuvântată zi, după marea sărbătoare învierea Domnului, după pomenirea, că noi l-am pomenit pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe, până la sărbătoarea Ierarhul Nicolae și sărbătoarea mare înălțarea Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos,
noi ne-am adunat aici pe acest foarte minunat mareț loc unde se văd, iubiți creștini, toate părțile și așa un peizaj în toate părțile, unde din Osârdia domnul Nicolae, care a dorit ca să fie ceva aici frumos și să fie un loc de încinăciune și un loc deosebit. Frați creștini, în 40 de ani de slujbă le-am văzut multe căpliți și troiți, dar astăzi văzând această minunăție și acest ou pascal care vedem în fața noastră, care cu soborul de preoți noi ne-am adunat astăzi, foriște și toată lumea, să facem rugăciuni și să sfințim, iubiți creștini, ca să fie loc deosebit, nu numai pentru domnul Nicolae, familia lui, nu, pentru toți care se află aici și pentru satul acest vestit și frumos, Boloca, care are două biserici, doi preoți și care se slujește Sfintele Dumnezeu și liturgie în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare. Frații și surori, noi cunoaștem și știm viața Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iacă dorința acestui gospodar ca să fie în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe această rugăciune ridicată, înălțată și această căpliță și acest paraclis, iubiți creștini. Da, noi cunoaștem că el a fost iubit, el a fost foarte tânăr, dar s-a arătat pe față cine el este. El a spus că eu sunt acela care a venit în senat să vă adevărez despre adevăr. Și el, iubiți creștini, cineva din senat spune, dar ce este adevărul? Adevărul este Iisus Hristos, pe care voi îl goniți. Și iacă, iubiți creștini, sub cer nu este nume în care noi să ne mântuim, decât în Iisus Hristos, care Tatăl Ceresc l-a trimis la cuvenit timp și el se naște la Sfânta Fecioară și, iubiți creștini, ne arată calea mântuirii. Frații și surori, noi suntem în bucuria învierii, în bucuria pascală. Și iacă, îndoit și întrăit astăzi este bucuria noastră, că noi ne-am adunat aici și asfințim acest minunat loc și așa o binecuvântată frumoasă zi de mai, unde noi aici, frații și surori, ne aflăm în rugăciune. Dumnezeu să se primească, să scrie în cartea vieții aceasta, nu ușoară, ci foarte grea, trudă și foarte mare cheltuială. În cărțile sfinte se spune că Dumnezeu îi răsplătește pe credincioșii fideli cu daruri deosebite. Menirea de a construi un lăcaș sfânt nu are fiecare. Aici e nevoie de multă credință, de voință și de darul lui Dumnezeu, pe care îl are și domnul Nicolae Paulenco. Dumnealui ține piept tuturor încercărilor și greutăților ce îi apar în cale. Credincioșii ortodoxi din această localitate îl cunosc bine și îl stimează pentru faptul că a avut grijă și a rezolvat toate problemele legate de construcția și amenajarea acestui lăcaș sfânt. Rumblând din biserică în biserică, din Grecia, de la Forn până în Păceaiu, din Păceaiu până la Culință, de la Culință până la Prilipcea, unde auzeam că se face rugăciune de noapte, acolo eram și eu. Mâneam busul, câteodată nici nu vedeam. Nu știu cum a păzit Dumnezeu, cum a ferit, cum n-am izbit alte mașini, cum n-am turtit pe un om, să merg că am avut un înger păzător, pentru ce am primit și ce bine am făcut, nu știu, dar l-am primit și l-am avut, care m-a păzit, până am dus la bun sfârșit aceasta capeliță. Nu pot și nu mi-aduc aminte că Părinte Dumitru că m-a laudat duminică, prea mult m-a laudat. N-am făcut eu singur asta, capeliță. Au mai fost câteva persoane care nu au întors capul când eu plângeam, dar plângeam înăuntru, că în afară ne arătam că mă țin bine. O donat și alături de mine care și cât a putut. Eu nu-i pomenesc pe nume, în acel de sus pomenește. Și vede, jertfa și truda fiecăruia care s-a alăturat de mine, eu nu i-am pus în buzunar bani, ea nu se dea la polonicul. Aici, așa, când eu nu știu de lumea asta și rămân aici copii. Capela cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este o lecție de viață, un îndemn de a fi mai receptiv față de suferința aproapelui, de a fi milostiv, de a avea grijă de cei necăjiți. Este o lecție de credință adevărată, a mărturisit și părintele Pavel Paulenco, parohul Bisericii Înălțarea Domnului din suburbia Horecea Urbană. Ne bucurăm pentru că Dumnezeu în ziua de astăzi a arătat iarăși mila și bunătatea sa către noi oamenii și în satul Voloca, de pe direa lui, s-a mai construit a opta capeliță sau paraclis duhovnicesc, unde
oamenii, creștinii satului Voloca și Hrușăuț, pot să vină să se închine la acest frumos loc. Este construită cu sârdia și cu cheltuiala domnului Nicolae Paulencu, un gospodar foarte cunoscut, nu numai în satele noastre Voloca și Hrușăuț, dar și peste hotarele chiar a țării noastre. A acoperit numeroase biserici și capelițe, inclusiv și la biserica Sfântului Proroc Ilie din satul Pasat, raionul Herța, unde am fost eu 10 ani preot, și acolo dânsul, acest gospodar, acest bun creștin, a acoperit biserica cu table. Lucrează din neam în neam. Întreaga lui familie din moș strămoș sunt blehari și au predominat această meserie cu mult drag, cu mult respect, pentru că au asezat că acoperirea unei biserici este o lucrare sfântă. Și poate de la început n-a fost atâta credință, n-a fost atâta dragoste, dar mai pe urmă, îmblând, cum a spus și acest gospodar, Nicolae Paulencu, îmblând pe la multe biserici, a recunoscut că este o putere dumnezeiască, este o putere divină, care îl ocrotește și îl ferește de toate nenorocirile, de toate necazurile. Și sigur, pentru dânsul, este cea mai frumoasă, cred că, amintire și moștenire lăsată urmașilor săi. O perlă duhovnicească, o perlă de neîntrecut, o bogăție, un tezaur duhovnicesc, care rămâne pe totdeauna, cum s-a amintit și astăzi, atâția împărați, cum și Alexandru Macedon și Bonaparte și alții au întemeiat împărății care pe parcursul veacurilor s-au stins, a rămas ca o istorie. Însă împărăția lui Hristos nu are sfârșit. Și iată că prin aceste perle, prin aceste capelițe pe care noi le construim în slava Sfintei Treimi, ele rămân și ele în veșnicia și în tezaurul etern al pământului acestuia și al vieții veșnice. Cu această ocazie, parohul Dumitru Tocar a mulțumit tuturor celor care au contribuit la construirea acestei capele, recomandând pe mai departe necesitatea construirii de capele în toate parohiile regiunii noastre. Mă bucur că de acum înainte locuitorii satului nostru vor avea încă un locaș de închinare, unde vor putea aprinde câte o lumânare, unde vor putea ridica câte rugăciuni către tronul Dumnezeirii, rugăciuni de mulțumire, de cerere și de preamărire lui Dumnezeu. Un episcop român spunea că nu numai soarele l-a făcut Dumnezeu ca să încălzească și să lumineze pământul, nu numai florile sunt făcute ca să împodobească grădinile, dar și omul, podoaba lui Dumnezeu, este făcut ca este chemat să împodobească cu faptele lui lumea. Așa putem spune și despre acest vrednic gospodar, Nicolae Paulencu, care cu truda, osteneala, cheltuiala, de la început și până la sfârșit, au purtat de grijă și au ridicat această capeliță. Mulți au sărit în ajutor, dar cea mai mare grijă și cea mai mare trudă au purtat-o el. Bisericile sau capelele ortodoxe nu sunt pictate pentru a impresiona, pentru a încânta ochiul, ci scopul principal al picturii este apropierea omului de Dumnezeu. De această părere este și tânărul pictor Ruslan Meț, care a adus această lucrare la bun sfârșit. În acest sat când am venit, după ce am terminat Universitatea din București, am învățat la pictură 5 ani în România și am cunoscut aici mulți oameni, mulți gospodari, printre care și părintele Dumitru. Și am ținut tot timpul legătura, am pictat cu prietenii din Mahala, biserica din Hrușăuți. Și știind lumea din sat mai bine, am cunoscut și pe domnul Nicolae, care a început această lucrare și mi-a dat șansa să fac o lucrare frumoasă, o lucrare cu bun gust, pictată în stil bizantin. Și am putut duce la un bun sfârșit. A mai fost un prieten, Ilie, din satul Dimca, eu tot sunt din satul Dimca, din raionul Hliboca. Trăiesc aici în Voloc, aici am familie, copii, am aflat azi că o să am și mai un băiețel și sunt bucuros. Și am adus această lucrare la sfârșit.
câtă dură? Un om deosebit, da. Deci am pictat două sezoane, cam două viri așa. Un an și jumate, cam așa, dacă o curs. Nu a fost grabă, am putut să pictez de calitate, s-a primit frumos, care îmi place chiar și mie. De multe ori se mai fac lucruri așa când te grăbești una alta. Dar aici am lucrat liniștit, s-a primit o lucrare foarte deosebită pentru că, într-adevăr, am reușit să țin post aici. Nefiind undeva aproape de casă omul, mai era greu cu mâncarea cu asta și chiar am ținut post și atunci lucrarea merge mai bine. Da. Ați mai pictat asemenea capele? Da, am mai multe lucrări. Sunt lucrări prin satul Suceveni. Recent acum pictez în satul Fundeni. Și o să fie și mai multe lucrări. Aș vrea foarte mult să iau și o biserică mai mare. Acum lucrez și sunt în căutarea unor ucenici, noi talente, că sunt și pedagog și caut copii și talentați și îi pregătesc ca să ducă meseria mai departe. Din vechile izvoare cunoaștem că pe timpuri bolocenii n-au fost oameni prea bogați și tot ce au acum, case mândre, gospodării frumoase. Cele două lăcașe sfinte de închinare sunt rezultatele muncii și ajutorului bunul Dumnezeu. Ne-am adunat astăzi aici mulți enoriași a satului Văluca și satului Hrușeuți, da, și mulți preoți, cu ocazia sfințirii acestei bisericuțe mititele care s-au construit aici, o construită pe cont propriu domnul Nicolae Pavulencu, al lui Dumitru. Tata lui a fost bun prieten cu mine și de ce tare mă bucur că s-a construit bisericuța asta, că când biserica în sat e închisă și putem veni și ne ruga aici, în bisericuța asta. Tare frumoasă, tare bine amenajată, are și un clopot care frumos sună și doresc ca toată lumea să vie și o frecventeze și vadă ce-i mândreață aici pe dealul ăsta, de unde se văd mai multe sate de aici. Pe timpuri de demult, dealul este se chema dealul la comoară. Dacă pe timpuri de demult se spune că aici a fost, în dealul ăsta a fost o comoară și cu navalirea barbarelor a venit și o sapat-o și o luat-o cineva din străini care au trecut pe aici. Da. Și se păstrează ca amintire dealul ăsta aici. Da. Trebuie de păstrat credința în Dumnezeu, că prin credință ne va ierta Dumnezeu de păcate și vom birui toate relele. Dintre toate cărările strâmte ale vieții, din toate căile ademenitoare, cei care doresc să-și găsească fericirea și echilibrul sufletului, urmează să obosească clipă de clipă, urcând în creasta dealului, unde se înalță în toate măreția ei Sfânta Capelă cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. În acest lăcaș, omul își va găsi pacea revenită, liniște pentru sine și pentru urmași. Răspuns la toate întrebările ce îl frământă. Am venit și eu cu plăcere aici la sfințirea acestei capelițe, fiindcă de mult știam că el a început o construcție 2-3 ani în urmă și dacă și-a pus de gând, Dumnezeu l-a ajutat să facă această capeliță. E clar, cum a spus și dumnealui, cu ajutorul și contribuția altor oameni din sat, dar visul lui a fost realizat în ziua de astăzi, în această zi. Se bucură toți cei din Hrușeuți, locuitori creștini, și cei din Voloca și se vor bucura cei care au avea norocul și fericirea să treacă pe la această capeliță, să roage lui Dumnezeu să ne dea pace, sănătate și tot roadă și tot binele din lume. Mulțumesc lui care a depus truda în primul rând el, tuturor celor care vor veni să se roage aici și fie ca bunul Dumnezeu să nu ne uite și să ne permită să trăim viața din plin, în credință, în sănătate, în pace și în credință în primul rând. Credința ne va salva de toate necazurile. Dumnezeu este bun și ne-a ajutat pe toți să ieșim din greutățile care le avem în ziua de astăzi și care nu exclug să mai fie și în viitor. El e puterea, El e sănătatea noastră, El totul poate să facă pentru omul care așteaptă o rezolvare, o însănătoșire. Tot binele din lume numai El ne le poate da. Vă mulțumesc frumos că ați venit la noi și ați avut posibilitatea și dorința să asistați la această sfințire. Vă dă Dumnezeu și vouă sănătate, noroc și ce doriți. Joi, 25 mai, Biserica Ortodoxă va prăznui Înălțarea Domnului. Această sărbătoare mai este cunoscută și sub numele de Ispas.
În această zi, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, s-a ridicat la ceruri de pe muntele Maslinilor. De atunci creștinii se salută unul pe celălalt cu Hristos a înălțat și adevărat s-a înălțat. Despre însemnătatea acestei zile mari ne va mărturisi câteva detalii părintele Cristofor Gabor, parohul Bisericii Sfinților Trei Ierarhi din Cerneuți. Fiul lui Dumnezeu care a înviat din morți cu moarte pre moarte, călcând și celor din morminte viață, dăruindu-le, peste 40 de zile se înalță la cer. Și cu atât mai mult pentru noi această sărbătoare trebuie să fie o sărbătoare de înălțare pentru viața noastră, pentru că prin înălțarea Domnului noi ar trebui să ne înălțăm cu sufletul și cu mintea spre cer. Prin înălțarea Domnului ar trebui să ne refacem viața mai bună, mai sfântă, pentru că Sfânt este Dumnezeu și noi datori suntem să fim sfinți. Pentru că și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne spune: fiți voi sfinți precum și Tatăl vostru sfânt este, sau fiți voi desăvârșiți precum și Tatăl vostru desăvârșit este. Trebuie să mai spunem că în această sărbătoare, după ce se oficiază Sfânta Dumnezească Liturghie, pomenim pe toți eroii și ostașii căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe. Pomenim pe aceia care au murit în închisori, pe aceia care au murit în lagări, pe aceia care au murit pe toate câmpurile și nu au avut cine să le facă cu adevărat vrednic o slujbă de înmormântare. Și de aceea noi datori suntem în tot parcursul vieții noastre, cât noi trăim, să ne rugăm pentru toți, pentru că acela care nu se roagă pentru apropiații săi, pentru turma sa, este egoist. Iar cel care se roagă pentru turmă, acel care se roagă unul pentru altul, pentru că așa ne învață Sfânta Evanghelie, ca să ne rugăm unul pentru celălalt, devine om cu suflet mare și Dumnezeu îl va preamări pe el în împărăția sa cea cerească. Vă dorim din suflet la toți fericire și dragoste. Să nu uităm de Sfânta Biserică, frecventând totdeauna, pentru că Sfinții Părinți și în slujba Sfintei Liturghii spunem toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și cu adevărat să o dăm și cu trupul și cu sufletul, pentru că fără de Dumnezeu nu putem să facem nimic. Pentru că Dumnezeu ne spune că este tulpina, dar noi suntem mlădițele. De aceea acele mlădițe trebuie să aducă roadă. Și acea roadă se dobândește numai prin acel urcuș duhovnicesc, numai prin osteneală, pentru că noi suntem datori ca să facem voia lui Dumnezeu, pentru că și în rugăciunea domnească, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. De aceea suntem slugi al lui Hristos. Și bunul Dumnezeu să fie cu noi totdeauna și Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să ne ocrotească și să ne acopere cu cinstitul ei omofor. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă zicem mulți ani să trăiți!